Cine sunt este o întrebare importantă și necesară pentru fiecare ființă umană. Pentru a găsi răspunsul la această întrebare, e nevoie să afli răspunsul la alte întrebări, precum cum arăt, ce gândesc, ce simt, ce este important pentru mine, cum mă văd. Autoportretul este un răspuns la întrebarea cine sunt. De-a lungul timpului, mulți pictori au răspuns la întrebarea cine sunt realizând autoportrete picturi, precum pictorul olandez Rembrandt sau pictorii români Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian. Și scriitorii au răspuns la întrebarea cine sunt prin autoportrete text. Nikita Stănescu spune: Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbește. Iar Lucian Blaga spune despre sine: Lucian Blaga e mut ca o lebădă. În patria sa, zăpada făpturii ține loc de cuvânt. Sufletul lui e în căutare, în mută seculară căutare, de totdeauna și până la cele din urmă hotare. El caută apa din care bea curcubeul. El caută apa din care curcubeul își bea frumusețea și neființa. Autoportretul este o creație artistică și înseamnă reprezentarea unui artist realizată de el însuși, sub formă de desen, pictură, sculptură, text. Autoportretul este o modalitate pentru un artist de a se imortaliza. Și reprezintă în același timp un exercițiu de autoanaliză în care sunt prezentate chipul și trăsăturile personalității. Există și autori de cărți care folosesc autoportretul ca o modalitate de descriere a personajului. Așa este și cazul personajului Olga Tomescu din romanul Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan. Să citim fragmentul de text în care Olguța răspunde la întrebarea cine sunt. Olguța și un bunic de milioane, capitolul 3. Cine sunt? Numele meu e Olga Tomescu și am 12 ani, de fapt aproape 13, dar mai e puțin până atunci. Sunt în clasa 6. -a. Sunt slăbănoagă, am o claie de păr roșcat, veșnic, răzvrătit și mi se spune mereu cea mai indiferentă față din lume. Ah, și am pistrui, mult prea mulți pistrui, mai ales vara când stau mult la soare. Sunt înnebunită după ciorapii lungi cu dungi orizontale și, în general, cred că sunt foarte chic. Colegele, în schimb, îmi spun mereu că poate n-ar strica dacă aș începe să mă îmbrac din magazine în care se vând haine din secolul nostru. Niște invidioase! Toată copilăria am crezut că sunt cea mai grozavă, mai frumoasă și mai deșteaptă fată din lume. Sau cel puțin Asta mi-au tot repetat ai mei până am ajuns să-i și cred. În fond era plauzibil. După ce am început să merg la școală, am văzut că nu chiar toată lumea era de acord. Ba, erau unii care se credeau ei cei mai cei. Asta, să fim serioși, n-avea cum să fie adevărat. Am limba scuțită și le zic întotdeauna oamenilor în față ce gândesc despre ei. Mă rog, nu chiar întotdeauna, dar aproape, ceea ce e mai mult decât pot spune despre majoritatea cunoscuților mei. V-am spus oare că m-aș putea uita toată ziua la filme vechi și că lucrul care îmi place cel mai mult e să mă tolănesc în fotoliu cu o carte polițistă sau de aventuri în brațe și cu o ceașcă mare de cacao alături? În acest fragment de text, personajul Olga Tomescu se autodescrie folosind verbe la persoana întâi, precum sunt, am crezut, îmi place și multe altele. Olguța este atât personaj cât și narator, având ipostaza de personaj narator care se autodescrie într-un autoportret care cuprinde atât trăsături fizice, cât și trăsături morale. Personajul narator se autoprezintă prin câteva date biografice. Nume, Olga Tomescu, vârstă, 12 ani, ocupație, elevă în clasa 6 -a. Apoi, face referire la trăsăturile fizice. Aspectul fizic se referă la corp, păr și față. Olguța este slăbănoagă, are o claie de păr roșcat veșnic răzvrătit, pistrui și cea mai indiferentă față din lume. Detaliul de vestimentație care o individualizează sunt ciorapii lungi cu dungi orizontale. Trăsăturile morale se referă la personalitatea Olguței. Ea se consideră cea mai grozavă și mai deșteaptă fată din lume, preluând opinia părinților ei. La care se raportează cu ironie când la școală a observat că nu chiar toată lumea era de acord, completând însă n-avea cum să fie adevărat. Autoironia este evidentă când se referă la modul în care își exprimă opiniile am limba scuțită și le zic întotdeauna oamenilor în față ce gândesc despre ei. Mă rog, în nu chiar întotdeauna. Pasiunile personajului sunt filmele vechi și lectura. Și are obiceiul să stea tolănită în fotoliu cu o carte polițistă sau de aventuri și o ceașcă mare de cacao alături. Deși nu trăiește niciodată în realitate, personajul dintr-un text literar are mai multe vieți imaginare. Prima dată este creat în imaginația autorului, apoi portretul personajului este construit în text și recreat în imaginația cititorului prin lectură. Uneori, Portretul este redat în desenul pe baza textului, fie de către autorul cărții, fie de un ilustrator profesionist. Autoportretul Olguței este completat de un portret desen în cartea Olguța și un bunic de milioane de Alex Moldovan la pagina 15. Desenul este realizat de către ilustratorul de carte, Joseph Desenul evidențiază trăsăturile personajului Claia de păr mereu răzvrătit, pistrui de pe față, faptul că este slăbănoagă, că poartă ciorap lungi cu dungi orizontale, că stă pe un fotoliu tolănită cu o carte în mână și o ceașcă de cacao alături Așadar, autoportretul apare într-un text literar în situația în care personajul se autoprezintă în calitatea sa de narator-personaj, evident, într-un text narrativ, așa cum este și romanul Olguța și un bunic de milioane. Autoportretul se realizează prin descrierea trăsăturilor fizice, precum caracteristici ale corpului, vestimentații, accesorii și altele precum și trăsături morale referitoare la personalitate, pasiuni, obiceiuri. Autoportretul, ca și portretul de altfel, este un text descriptiv și poate fi însoțit de ilustrații sugestive.